Liebe des Bus, wenn ich Fotograf glaube, wie mir der Lizelle. Mai gândesc ce spunea Părintele Gheorghe Horda la început și anume că este cineva astăzi care caută să ne interzică intimitatea trăirii și libertatea gândirii. Și chiar asta se întâmplă. Dacă marea deosebire este că dacă până anul trecut această interdicție, această influență prohibitivă se făcea prin mass media, prin deformare, prin dezinformare, prin măsurire sau prin omisiune, de anul trecut, influența aceasta prohibitivă se face juridic, dintr-o lege. Este o lege care este un dictat alogen. Când spun alogen, știți foarte bine la ce mă refer. Cel mai important este să nu lăsăm ca această lege să-și exercite influența prohibitivă asupra noastră în interiorul nostru. Altfel spus, să nu intrăm în condiție de autocenzură, să ne autocenzurăm. Pentru că ăsta este efectul cel mai perfid al acestei legi. Ea juridic nu poate fi aplicată. Pentru că este ceva inconsistent și aburos. Important este să nu apară în punctul nostru această interdicție a intimității trăirii noastre care deja Părintele Horda la început. Tocmai de aceea, asemenea întâlniri se promovează de libertate și de dignitate. Există o solidaritate. Iar pozele acestea ne unesc într-un fel de repetor. Este o emoție, este o duioșie, o căldură. E ceva aparte. Tocmai de aceea îi mulțumesc Părintele Horda că ne găzduiește aici, este meritul de anfitrion, își poartă crucea pentru asta. Îi mulțumesc lui Adrian Petru pentru acuratețea, acribia cu care caută să ne aducă informații. Și iată că și la această întâlnire, așa cum data trecută l-am avut pe fiul Părintele Brescu, acum am avut-o pe Ileana Voicescu, pe fiica mică a Părintului, care ne-a oferit aceste poze uluitoare. Ele ne-au transmis, poate mai mult decât cele două filme despre Părintele Palanca și despre Dolhan. Așa că să ne întâlnim în continuare o dată pe lună, să pomenim de câte trei preoți trecuți prin închisorile comuniste și să-i mulțumim cu altă Părintelui Horda. Să-l aplaudăm, că e meritul. Andrei Ciuruga, noi tot aici. Trec primăveri cu flori la subsoară, în struguri mustul toamnelor și suie. Se cer zăpezi, a nu știu câta oară. Noi tot aici, noi tot bătuți în cuie. Ne cresc orfani copii pe goglauri, nevestele ca fânul se usucă. Răsar din mame stânjenei și lauri. Noi tot aici, noi tot cu dor de ducă. Parcă n-am fost în lume niciodată. Duminicile, parcă ne-au uitat și ele. Prietenii prin cârciuri se îmbată. Noi tot aici, noi tot între zăbrele. Cățui de nuferi ard în rugăciune. Pe subsalcâmi înfloriți trec fete. Bătrâne viori întineresc sub strune. Noi tot aici, noi tot în baionete. Țițeiul nostru spumegă-n sonde, scot munții saci de aur în lumină. Cresc cozonaci pe câmpurile blonde. Noi tot aici, noi tot pe rogojină. Împărății cât șapte țări într-una se clatină, pândite de cenușe. Stăpâni ai lumii au mușcat țărână. Noi tot aici, noi tot între cătușe. Cu alte poze vine a vegeta.
iar geografia alte cărți aduce. Istorii noi așterne cronicarul. Noi tot aici, noi tot bătuți pe cruce. Noi tot aici, cu rădăcinea mare, parcă născuți din ghinde și blesteme, noi tot aici, noi tot în așteptare să prindă visul trup și să ne cheme. Radu Gir, Metalie. Doamne, fă din suferință pot de aur, pod înalt. Fă din lacrimă velință ca într-un pat adânc și calm. Din lovirile nedrepte faguri facă-se și vin. Din înfrângeri scări și trepte, din căderi urcuși alpini. Din veninul pus în cană, fă miresme ce nu pierd. Fă din fiecare ramă o căterniță spre cer. Și din fiecare dezastru și crepuscul stins în piept, Doamne, fă lăstun albastru și fă zâmbet înțelept. Privegherea noastră să o încheiem după poezie, după evocare, omenire, poezie, am invitat din nou tinerii de la Corul Bisericii Precupeții Noi, îmbrăcați în costum național, pentru a încheia această seară de priveghere. Până se așează copiii la în această scenă, aș vrea să citesc doar câteva cuvinte ale părintelui Nicolae Steiner. Ceea ce trebuie să spun de fiecare dată. Noi, la aceste serii de priveghere, arătăm un lucru și anume că este posibil să te întorci spre trecut, nu cu mânie, nu cu ură, nu cu supărare, ci să te întorci spre trecut cu iertare, dar mai ales cu iubire. Pentru că acești oameni, acești părinți, așa cum spuneam și data trecută, au ajuns să ierte pe cei care i-au chinuit. S-au rugat pentru ei, mai mult spuneam că unii părinți chiar i-au mărturisit și au împărtășit pe torționarii lor. Și au trecut la Domnul împreună în comuniune și în dragoste. Cred că acesta este lucrul esențial. Mesajul nostru nu este, Doamne ferește, o instigare la a privi comunie spre trecut. Nu. Mesajul nostru este un mesaj al iubirii, al comuniunii, pe care ne dă numai credința în Dumnezeu. Și aș vrea să citesc din părintele Nicolae Steiner, care are un eseu, dar un fragment. Ce-i datorez eu lui Hristos? Pentru a fi desprins solzii care mi acopereau ochii, îți mulțumesc din toată inima, din tot sufletul, din tot cugetul, din toată vădutea mea. Doar atât de ai fi făcut după ce ai luat aminte la mine, cu vrednicie și cu dreptate, este să strig cu lacrimi, dar e bine. Adică destul îmi este mie să-ți mulțumesc, Doamne. Pentru a fi dat putința să-mi cunosc propria păcătoșenie, nimicnicie și ticăloșie. Îți aduc laude și mulțumiri și de s-ar mărgini doar la atât darul făcut mie, tot prea destul este ca să repet, dar e bine. Pentru a fi venit să te pot ruga, să te iubesc și să mă închin ție, de ajuns ca să binecuvântez Sfântul numele Tău. Pentru a fi sădit în mine nădejdea iertării,
să-mi trezăresc putința mântuirii, fii, Doamne, preamărit. Iată un mesaj minunat, trecut prin suferință, trecut prin botez, trecut apoi prin mirungere, prin călugărie, te ajuns. Îmi este să-ți mulțumesc eu, Doamne. Și acum îi rugăm pe tineri să încheie această seară de priveghere și aș vrea să vă îmbrățișez și să vă mulțumesc pentru această prezență, dragoste și răbdare a dumneavoastră.
acestor copii care ne-au însoțit și la aceste seri de priveghere, dar în același timp pentru faptul că sunt prezenți în fiecare duminică sărbătoare la Sfânta Liturghie. Îi îmbrățișez cu toată dragostea, deși sunt tineri care au diferite profesii, totuși Duhul creștin îi strânge de fiecare dată la această comuniune și la această liturghie. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru a fi privegheat împreună cu noi la această seară și cu ajutorul Dumnezeu Mătălin să ne întâlnim și luna viitoare și fiecare lună, pentru că și în mărturisitorul este mare, deci pentru că preoții mărturisitori pe care îi vom evoca în fiecare lună, dacă îngăduie Dumnezeu, de asemenea vom avea și vom continua despre mărturisitori. Ne-am avut de Părintele Nicolae Steinhardt, pe Mircea Bucănescu, Vasile Voiculescu, Dinu Pilat, Anil Sandu Tudor și evocarea celor de la altul aprins. Am făcut deja, dacă vă amintiți, cei care ați fost, două seri dedicate lunii aprins. Luna viitoare, dacă ajută Dumnezeu, vom face o nouă seară dedicată sculptorului Brâncuș, a cărui naștere s-au împlinit deja 140 de ani, anul acesta, în februarie. Și apoi, în cadrul cenacului, avem o evocare a unui profesor de al nostru, este vorba de domnul Mihai Dulescu. Mihai Dulescu, despre care nu știam, am avut profesor, a fost cel care de profesor de engleză și franceză la Facultatea de Teologie, n-am știut niciodată că a trecut prin închisoare, în 1956 a fost arestat. Este scriitor, pe vremea când eram noi elevi, studenți la această facultate, aveam bucuria să mergem la teatru foarte mic, unde se juca piesa lui de teatru Șoareci de Apă. Aveam bucuria să lăsăm cartea Moța 7 zile pentru nemurire, pentru că după Revoluție să înțelegem cine a fost Mihai Rădulescu, cel care a scris duhovnici ortodoxi sub lespezile comuniste, este cartea lui, a scris o carte Caidul, pe bulvardul în jos, și de asemenea foarte multe cărți de evocare a acestei mărturisiri în temele comuniste, deci domnul Mihai Rădulescu. Vom avea de asemenea și alte seri tematice, dar aceste seri dedicate preoților mărturisitori cu ajutorul lui Dumnezeu, Mătălin, vor continua. Vă mulțumim dumneavoastră pentru toată dragostea și în același timp ne bucurăm pentru aceste clipe de comuniune pe care Dumnezeu ne le încăduie. Vom rosti rugăciunea cu bine să fie de în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, nimeni. Cuvinte-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită ce-și vinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai mărită fără de asemănare decât serafinii, care, fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Cu noi este Dumnezeu, ca al Său har și ca să ai iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, ajută-ne.